onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit să aruncăm o privire rațională asupra unei lumi care pare din ce în ce mai iraționale. O lume în care nevoia de dovadă este în permanent dată la o parte. Contează vorbele, contează argumente susținute de vorbe, dovezile prea puțin. Chiar azi de dimineață am văzut o emisiune pe un anume post de televiziune dedicată, cui credeți, homeopatiei, și se spune acolo că într-adevăr nu există nicio dovadă a explicației, mai bine zis, a mecanismului prin care acționează remediile homeopate, dar același lucru a fost valabil și în cazul aspirinei. Abia târziu s-a identificat mecanismele prin care acest medicament, aspirina, acționează asupra corpului omenesc. Se uita un mic detaliu. Nu asta era problema, de fapt, în ceea ce privește homeopatia. Trebuie dovedit întâi că ea funcționează. Nu care e mecanismul prin care ea ar funcționa. Trebuie dovedit faptul și dovezile obținute pe cale științifică, nu pe bază de vorbe, nu pe bază de, eu știu, mărturii. Aici este problema. Mă interesează, mărturisesc mai puțin mecanismul prin care eventual homeopatia ar putea funcționa. M-ar interesa să știu. Este vreo dovadă că homeopatia are efecte benefice? În lumea asta a pseudoștiinței, vedeți dumneavoastră, o spun de fiecare dată. Dovezile sunt totdeauna date la o parte. De altfel, v-am spus și în emisiunea trecută și am să o repet și acum și am să o repet și în emisiunea viitoare, până pe 21 aprilie. Pe 21 aprilie va avea loc un eveniment interesant. Este vorba de mișcarea 10-23, homeopatia este apă chiar. Un grup de tineri entuziaști vor lua supradoze de remedii homeopate în tentativa declarată de a se sinucide. Glumesc, desigur. Dar, vedeți dumneavoastră, ei aici au o problemă. Emisiuni despre homeopatie vedeți săptămânal la televiziune. Emisiuni sceptice privitoare la homeopatie nu vedeți, decât aici, din când în când, pentru că nici eu n-am să mă pot ocupa tot timpul, numai și numai de homeopatie. Dar ce o fi homeopatia asta? Haideți să vedeți pe unul dintre posturile de televiziune dat o explicație de o persoană destul de interesantă. Haideți să o vedem împreună. Cum deviem de la cunoaștere, visare sau iubire, ne trezim fără scop, nefericiți sau bolnavi. Și atunci ce facem? Mergem la doctor, cu gândul că un medic sau un medicament ne poate rezolva orice problemă. Culmea este că diferența între medici și tratamente o faci tot cu un specialist. Unul care poate înțelege unde se întâlnesc și unde se despart domeniile acestea între care există limite foarte clare, dar care reprezintă un tot. Și uite așa, ajungem la medicii care își iubesc atât de mult meseria, încât încearcă permanent să privească pacientul ca pe un individ unic și organismul uman ca pe un tot. Doar în acest mod se poate găsi o soluție reală și pe termen lung pentru o stare de sănătate bună. Tratând durerea de cap cu un analgezic, nu va afla nimeni concret ce anume a produs acel disconfort. Și încet, încet, mă apropii de medicina homeopată. Despre ea vreau să vorbesc acum, întrucât mulți o folosesc, mulți o privesc încă, fără a înțelege mecanismele. Pentru homeopat, ființa umană este un tot, corp și spirit indisolubil unite. Viața nu e posibilă decât printr-o forță, numită forța vitală, care face să funcționeze armonios acest ansamblu. Această forță vitală este imaterială, nemăsurabilă și totuși ea există, așa cum dragostea sau ura, care sunt invizibile, există. Boala este ea însă și materială, nemăsurabilă, evidențiată doar prin observarea tuturor manifestărilor asupra organismului. Medicamentul homeopatic stimulează tendința naturală de vindecare a organismului. Practic, el funcționează ca un antivirus informațional ce redresează acest sistem propriu de reparare, de vindecare.
Asta pentru că homeopatia este acea parte a medicinii care utilizează legea similitudinii. Orice substanță care în doze mari provoacă anumite simptome la o persoană sănătoasă poate vindeca aceleași simptome la o persoană bolnavă când substanța este administrată în doze mici. De exemplu, o persoană care bea multă cafea va suferi de insomnie și agitație. În schimb, o persoană care nu poate dormi pentru că este prea agitată se poate vindeca prin administrarea unei doze din remediul homeopat Cofea, preparat chiar din cafea. Da, am să iau și acest remediu Cofea în speranța că pe 21 aprilie 2012 voi dormi buștean exact acolo, în locul manifestării. Ați văzut argumentele homeopatiei expuse foarte pe scurt. S-a vorbit de forța aceea vitală care este imaterială, nemăsurabilă. E o șmecherie aici. Este introdusă pur și simplu. Ține mai degrabă de un soi de metafizică ieftină. Nu intră în zona aceasta a științei. Oricum mi-a plăcut fraza de început. Ori de câte ori deviem de la visare, iubire, cunoaștere, ne îmbolnăvim. Da, ori de câte ori nu avem o cunoaștere serioasă asupra lucrurilor, riscăm să ne tratăm cu tot soiul de remedii homeopate, iar boala va evolua. După, e imaterială și boala, bineînțeles, va evolua și boala așa, după cum dorește ea, în unele cazuri ajungându-se la maladii mult mai grave, la boli mult mai grave decât cele pentru care te tratai tu inițial. Voi reveni asupra acestui subiect, doar am vrut să vă arăt. Apropo, și această emisiune din care am luat o mică bucățică este finanțată de o firmă producătoare de produse homeopate. Și mai finanțează o emisiune pe un alt canal de televiziune din cât mi-am dat eu seama. Vedeți dumneavoastră, e aici ceva neregulă. Firmele producătoare de medicamente nu au voie să facă acest lucru. Și e bine că nu au voie să facă acest lucru. Trebuie ca relatările despre diferitele lucruri ce țin de medicină să fie făcute la mod obiectiv, de către oameni care sunt independenți de niște venituri pe care le-ar obține de la diferiți producători de tot soiul de remedii sau chiar medicamente. Dar altundeva vreau eu să ajung. Am făcut o introducere puțin cam lungă. Vă spuneam în emisiunea trecută, am descoperit un film pe YouTube, un film de o oră și ceva, cred că o oră jumătate, Legea Rezonanței, dacă nu mă înșel, se numește filmul. Nu vreau să-i dau titlul exact, să nu vă repeziți, să-i faceți un număr mai mare de vizionări. Într-o săptămână a avut 10.000 de vizionări. Filmul acesta, suspect, ciudat pentru mine, era tradus în limba română. Nu o să vedeți, vă spuneam și în emisiunea trecută, filme din zona serioasă a cunoașterii, din zona în care rațiunea primează, iar nu tot soiul de vorbării. Acelea nu o să le prea găsiți traduse în românește, decât cu mare dificultate. Sunt filme de-a dreptul celebre în zona noastră a gândirii raționale, Inamicii rațiunii, este unul dintre ele, al lui Dawkins, în care sunt analizate multe dintre chestiile care țin de pseudomedicină, pseudoștiință în general. Acela nu e tradus în limba română. Vedeți, în zona asta a popularizării ignoranței există foarte multă pasiune, foarte multă răbdare, oamenii au timp. Dar haideți să vedem o primă secvență din acest film, el însuși un film foarte bine realizat din punct de vedere tehnic. Ability to change our lives. It's like channels on a TV set. We can tune into different channels. Our heart is the strongest bioelectrical generator in the body. It interacts with all other things, and all other things interact with us. There's no idea that you cannot have. And have
aus, was deine innerste Überzeugung ist. Und du hast den Schlüssel für dein Leben in der Hand. Ist sie wirklich Schöpfer? Wenn du sein könntest, der immer du sein möchtest, wer möchtest du gerne sein? Da, nu-i așa? Un film promițător, într-adevăr. Îți promite răspunsuri la întrebări grave. Ați văzut printre personajele care au apărut în acest intro al filmului? Apare binecunoscutul Greg Braden, care a anunțat pentru acest an inversarea polilor, schimbarea sensului de rotație al Pământului, multe alte năzbâtii anunța el pentru acest an 2012. Între timp a renunțat la ideile acestea, dar o parte din ideile pe care le-a prezentat în filmul pe care v-am dat o secvență destul de largi în urmă cu un an și mai bine în urmă, era vorba de Punctul Zero, filmul în care apărea Greg Braden enunțând tot soiul de teorii elucubrante, cu rezonanța Schumann. Mai țineți dumneavoastră minte. El este cumva unul dintre personajele importante ale acestui, cum să-i zicem noi, film. Să-i zicem documentar? Pseudo-documentar? Da, e frumos realizat și o să vedeți dumneavoastră și în continuare, dar haideți să nu deviem foarte mult. Nici nu cred că o să pot să vă prezint chiar toate bucățelele care le prezentasem. Haideți să vedem întâi un aspect legat de inima. Glaubte man immer, dass es hauptsächlich unsere Gedanken sind, die Energie aussenden. Dabei besitzen wir in unserem Körper einen noch wesentlich machtvolleren Sender. I think probably one of the most powerful discoveries in the late 20th century is the fact, and it is now a fact, that the human heart does much more than simply pump blood in the body. Federführend für diese Entdeckungen war das Heart-Math-Institut in Kalifornien, welches einmal das Herz genauer unter die Lupe nahm. And we know now that we're working with something that's called heart intelligence, and the implications of heart intelligence are deep and profound. At the very least, the measurements have shown that our hearts generate a field of energy that extends far beyond our bodies into the world around us. The field looks like a form, a shape that is called a torus, a tube torus. It looks like a donut around our bodies. And the donut, the field, is measured to extend between 5 and 8 feet beyond the physical heart in every body. The indications are that the field generated within every human heart extends for a distance of many, many miles beyond the physical location. So when we have a feeling in our hearts, we don't have to know any of the science, but the science is telling us that our feelings are actually translated into very precise patterns of electrical and magnetic energy. That electrical and magnetic energy interacts with the physical cells of our bodies and the atoms of the world beyond our bodies to create the change that we see in... Da, a trebuit să sesionez din loc în loc discursul pentru că apăreau alte personaje. M-a interesat numai Greg Braden. Din cauza aceasta e fragmentat. Din ce a spus Greg Braden, n-am tăiat, să știți. Vedeți, tot timpul se face apel la știință. Știința spune, știința afirmă sau dimpotrivă, spre deosebire de ce credea știința occidentală, genul acesta de afirmații care n-au nimic în spate. Într-adevăr, cum să vă zic eu, orice impuls nervos înseamnă de fapt un semnal electric. Dar apoi a lega cu influența asupra atomilor. Mai. Asta este în lumea aceasta a pseudoștiinței. Probabil că voi face odată o emisiune întreagă în care voi trata exact, punctual, acest subiect. Vedeți, dumneavoastră, se întoarce cumva la o credință medievală, cum că centrul sufletului, a gândirii, se află cumva în inimă. Dacă l-ai fi întrebat pe un japonez din Evul Mediu, ar fi spus același lucru despre stomac. Din cauza asta, când spui că ești un om inimos, la noi înseamnă un lucru bun. La japonezi, a fi inimos s-ar traduce prin a fi burtos. Dacă v-ați zice eu dumneavoastră, măi, burtosule. Bineînțeles, v-ați gândit că încerc cumva să fiu mai puțin delicat, că vă jignesc. Nu, dacă ați fi japonez, măi, burtosule, ar fi interesant, frumos de afirmat.
Of. Dar haideți să vedeți că lucrurile evoluează către o, cum să vă zic eu, un întreg șir de elucubrații. Pentru că gândurile noastre influențează, ați văzut și mai devreme, influențează atomii. De unde știm asta? O zice Greg Braden. Dacă o zice Greg Braden, vor spune cei care nu-și folosesc rațiunea că este adevărat. Dar haideți să vedem mai departe ce ne zice prietenul nostru Greg Braden și despre un mic experiment. Unser Herz dient als eine Art Vermittler, der alle unsere Überzeugungen und Gefühle in elektrische und magnetische Schwingungen und Wellen wandelt. And the implication is that when we create the feelings of love, compassion, forgiveness, understanding, or anger, jealousy, hate, and rage within our bodies, that we are literally influencing the world and the environment for a distance of perhaps many miles beyond the physical location where we're having those experiences. And while the brain also creates electrical and magnetic fields, and the brain is very, very important, obviously, what we now know is the heart creates fields that are up to 100 times stronger electrically and over 5,000 times stronger magnetically than the brain. And this perhaps explains why it's easier to feel our way into healing than it is to think our way into that process. The second fact is that human DNA has been observed under laboratory conditions to directly influence the stuff that atoms are made of, little particles of light called photons. A very famous series of experiments conducted by Russian physicist Vladimir Poponin. Poponin in the early 1990s began taking human DNA and placing it into a vial, of a closed vial of photons, asking the question, what effect does the DNA have upon the photons? In dieser Versuchsreihe entfernten sie aus einer Röhre alle Luft, um ein Vakuum zu erzeugen. In jedem anscheinend noch so leeren Raum verbleiben Photonen, die man mit speziellen Instrumenten relativ genau messen kann. Bei Poponins Versuch verteilten sich die Photonen zunächst, wie angenommen, im Vakuum der Röhre in ziemlich ungeordneter Weise. Im nächsten Schritt gab man nun eine Probe menschlicher DNA in die Röhre. Und nun geschah etwas vollkommen Überraschendes. Die Teilchen ordneten sich in Anwesenheit der DNA anders an. Die DNA hatte einen direkten Einfluss auf die Photonen. Sie formte, wie durch eine unsichtbare Kraft, die Photonen in der Röhre zu regelmäßigen Mustern. Well, this is very, very profound, because what Poponin is asking is, what effect does the stuff we're made of, DNA, have on the stuff that the world is made of, the photons of atoms? In our traditional science, there's nothing, absolutely nothing in conventional Western science that says that human DNA should have any effect whatsoever upon the photons of the atoms. The experiments show just the opposite, that in the presence of human DNA, the photons change the way they're arranged in reality. And this is the first time, to the best of my knowledge, under laboratory conditions, we have documented in modern science what our most cherished ancient and spiritual traditions have always said, that we are part of our world and that we influence the world through our bodies. So now this is the second piece. The DNA has a direct effect on the building blocks of the atoms. Da, vedeți? Imagini spectaculoase. Ați înțeles ceva din ce au vorbit cele două personaje? Poponin, Greg Braden și prezentatorul documentarului, cel care descrie experimentul lui Poponin, era chiar prezentatorul acestui pseudo-documentar, nu știu cum să-i zic. Ați înțeles ceva? Fotonii se structurează, se ordonează, se...
Vă spun eu, când treceți o rază de lumină printr-un material oarecare, apar niște modificări în traiectoria fotonilor. O prismă, dacă pui în calea unei raze de lumină, nu-i așa, apare fenomenul de dispersie. Vedeți dumneavoastră, la un moment dat, pe un ecran, în anumite condiții, un spectru luminos. Și ADN-ul? ADN-ul face și el același lucru dacă treci o rază de lumină prin ADN. De fapt, nici unul, nici altul n-au citit în ce consta experimentul lui Poponin și Gariaev, că sunt doi autori. Este un experiment care a fost publicat prima dată în 82, un experiment care, de fapt, n-a fost reluat și nu l-am văzut confirmat pe nicăieri. Aș fi venit cu această emisiune săptămâna trecută, dar am încercat să mă documentez. N-am reușit să aflu informații suplimentare. Pe scurt, ce însemna acest experiment al lui Poponin și Gariaev, care face, cum să vă zic eu, furori în lumea celor pentru care rațiunea este doar o funcție a gândirii care nu prea are rost să o folosim. Despre ce este vorba? Deci s-a luat un recipient în care un recipient gol și s-a trecut un fascicul laser prin acel recipient. S-a văzut că împrăștierea luminii în recipientul respectiv, un recipient din coarț, se făcea așa, cumva la întâmplare. Apoi, în același recipient a fost pus o soluție de apă și ADN. S-a văzut ce se întâmplă dacă trece o rază laser. Normal, se apăreau niște dispersii, niște specifice moleculelor sau substanțelor prezente în recipientul respectiv. Apoi s-a făcut altceva. S-a luat recipientul și s-a dus un altul în locul lui. Un recipient gol. Și iară s-a trimis raza de lumină. Ei bine, s-a constatat că dispersia luminii în recipient se petrecea ca și cum acolo în continuare ar fi ADN-ul. De fapt, experimentul cu pricina poartă numele de ADN-ul fantomă. Efectul de ADN fantomă, mai bine zis. Undeva prin 82 sau 92, uite, nu mai țin minte precis, a fost publicat articolul de către cei doi. Dom'le, n-am văzut să fie realizat în condiții de laborator, în laboratoare independent de către alți experimentatori. Așa cum v-am descris experimentul, este cât se poate de simplu, cât se poate de ieftin, nu pune probleme. Am mai găsit un studiu al celor doi, în 2002 era un update la experimentul vechi care confirma din nou rezultatele inițiale. Dar nu așa se face știința. Știința se face prin verificări independente de către persoane care nu au o legătură cu experimentul inițial. Eu am aici, ca să vedeți cam cum ar arătau diagramele, haideți să vă arăt diagramele, le vedeți dumneavoastră în dreapta. Am să mut eu cu degețelul meu, dacă mi se vede săgețica. Vedeți, așa era dispersată lumina atunci când, în, cum să zic eu, în cuva martor, o cuvă goală. Aici, în momentul în care a venit cu ADN-ul, iată cum se dispersa lumina. Și iată când am scos ADN-ul, ADN-ul fantomă. Rămânea acolo ADN-ul fantomă până la câteva zile. Vedeți? Avem o dispersie în continuare regulată a luminii, nu una întâmplătoare, cum a fost în primul caz. Nu este nevoie de... Pot să revin, aș fi citit, nu mai avem timp, mai am doar un minut. Experimentul în sine este cât se poate de banal, cât se poate de simplu. El putea fi repetat până acum, câți ani sunt din 90 până acum? Ia faceți repede o socotă. Sunt vreo 20 și ceva de ani, sunt vreo două decenii în care un experiment din acesta revoluționar, care ar revoluționa gândirea științifică, putea fi repetat și confirmat la nesfârșit. Repet, nu este vorba despre un experiment scump. Vor spune și va spune și Greg Braden, știința occidentală nu acceptă lucruri care... Nu, tocmai în știința occidentală, oamenii de știință care au schimbat paradigme, oamenii de știință care au schimbat moduri de a vedea lumea, ei rămân în istoria științei. Exemplele sunt clasice și clare. Să începem cu Galilei,
Kepler, Newton, Planck, Einstein și așa mai departe. E o, cum să zic eu, o galerie întreagă de oameni de știință care tocmai asta au făcut. Au contrazis lucruri care se considerau adevărate până la ei. Asta este unul dintre motoarele principale ale științei moderne. Auziți? S-a terminat timpul emisiunii. Sunt nevoit să mă opresc aici, dar nicio problemă. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Roman.